Bună, dragele mele! Vă invit cu drag să lucrăm împreună pe canalul meu de YouTube. Am revenit cu cea de-a doua parte, unde voi merge cu firul verde și cu croșeta de 1,9 mm. Și voi lucra frunza, da? Voi lucra cu firul verde de la Katrina Stanley. Acest verde pe care îl vedeți voi aici este o nuanță nouă, CG113. Doamna Elena Cheian pe Facebook, știu că are aceste fire și eu le mai cumpăr de la Merceria Jurubița din Câmpina, din spatele pieței centrale. Și acum haideți să ne apucăm de treabă. Vom avea nevoie de sârma noastră de 0,5 mm, pe care o voi pune în două, da? O voi pune în două la ambele frunze. Și mergem mai departe. Facem ringul și scoatem ochișorul nostru, da? Iar acum punem 17 ochiuri de lanț și fac 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ochișoare de lanț. Da? Acum, în primul, o să facem picioruș mic. În al doilea, facem al doilea picioruș mic. Da? Acum iau pe croșetă o dată și în următorul voi face picioruș dublu tras. Adică trec prin toate ochișoarele un ochi. Mai departe. În următorul îl fac pe cel de-al doilea. Da? Acum o să merg cu piciorușe duble din următorul și fac 1, 2, 3. Da? 3 piciorușe duble, fiecare în ochiul lui. Mergem mai departe, în următorul ochi, unde voi face o pereche de 2 piciorușe duble. Și am 1, da? Și mai fac încă unul, atenție, în același ochi. Și în felul acesta am perechea. Da? Mergem mai departe și facem 3 piciorușe duble fiecare în ochiul lui. Și facem 1, da? În următorul 2 și în următorul merg și îl fac pe 3. Mai departe. Iau pe croșetă și facem primul picioruș dublu tras. Iau pe croșetă, merg în următorul, fac al doilea picioruș dublu tras. Da? Acum merg și fac piciorușe mici. Și am 1, da? În următorul al doilea, da? Și în ultimul ochi voi face 3 piciorușe mici. Și am 1 în același ochi, 2 și în același ochi îl fac pe 3. Acum iau un marcator și o să bag, da, în ochiul din mijloc, adică în ochiul 2.
o să bag marcatorul meu, da? Uitați cum arată, da? Acum merg pe partea cealaltă, în primul un piciorul mic, în următorul raja și firul, să-l prindem și pe el, da? Un piciorul mic, așa, mergem mai departe cu piciorușele duble trase și facem unul, da? Și mai facem încă unul în următorul. Felul acesta. Mai departe. Piciorușe duble, da? Și avem 1 în următorul 2 în următorul 3 și în următorul avem perechea de 2 piciorușe duble, da? Și facem 1 și încă unul în același ochi. Uitați perechea mea. Mergem mai departe. Cu alte 3 piciorușe duble, fiecare în ochiul lui. Și facem 1, da? În următorul facem 2 și în următorul îl facem pe 3. Da? Acum avem 2 piciorușe duble trase. Îl facem pe primul și pe al doilea. Da? Mai departe avem piciorușe mici. Și avem 1 și încă unul în ultimul loc. Da? În primul de aici facem un ochi alunecat. Acum, pentru a face frunza mică, luăm sârmă, da? Și o băgăm de la rândul 2. La frunza mare, o să vă arăt, nu băgăm de la rândul 2, băgăm de la rândul 3. Deci, la frunza mică, mergeți acum cu sârma, da? Iar la frunza mare, veți face acest rând fără să băgați sârmă, da? Deci vreau să fiți un pic atente, pentru că nu vreau să lungesc tutorialul pentru un lucru care poate fi explicat foarte ușor. Da? Deci la sârma mică băgăm sârma de acum de la rândul 2, la sârma mare nu o băgăm, lucrăm acest rând fără sârmă și băgăm sârma de la rândul 3. Da? Și haideți să mergem cu rândul 2, un ochi de lanț. Da? Din primul prindem sârma, da? Facem un picioruș mic. În al doilea, facem al doilea piciorul mic. Luăm pe croșetă, mergem în următorul și facem piciorul dublu tras. Luăm pe croșetă odată, mergem în următorul, facem al doilea piciorul dublu tras. Da? Acum facem piciorușe duble. Și facem în următorul 1. În următorul îl facem pe cel de-al doilea. Și acum mergem și o să facem dublură. Da? În următorul ochi facem o dublură. Două piciorușe duble în același ochi. Mergem în același ochi și îl facem pe cel de-al doilea. Se vede foarte bine, da? Acum în următorul piciorul dublu, în următorul al doilea piciorul dublu, în următorul pereche de două piciorușe duble,
1 și încă unul în același ot. Da? Luăm pe croșetă, mergem mai departe. Facem un picioruș dublu și în ochiul celălalt, următor, al doilea picioruș dublu. Acum, luăm pe croșetă și o să avem 3 piciorușe duble trase. Atenție, 3, da? Și facem 1, mergem în următorul, îl facem pe 2, da? Mergem în următorul și îl facem pe 3. În următoarele, piciorușe mici. Și avem 1 și încă unul până în marcator. Da? Acum, pentru că este frunza mică, vreau să fiți atente. La frunza mică vom face diferit de frunza mare. La frunza mare mergeți și faceți în acest ochi 3 piciorușe mici. La frunza mică vom face în felul următor. Un picioruș mic, luăm o dată pe croșetă în același ochi, un picioruș dublu tras, băgăm marcatorul aici, în acest ochi, da? Și mai facem încă un picioruș mic tot în același ochi. Da? Mergem în următorul, ne întoarcem pe partea aceasta, fixăm bine sârma aici. Da? Și mergem în continuare cu piciorușele mici. Și avem 1 în următorul pe cel de-al doilea. Da? Acum, mai departe. Piciorușe duble trase, știm că avem 3, da? Și facem 1 în următorul pe 2 și în următorul pe 3. Deci avem 3 piciorușe duble trase. Mai departe, 2 piciorușe duble. 1 și încă unul în ochiul următor. Da? Acum facem o dublură de 2 piciorușe duble. Și avem 1 și încă unul în același ochi. Atenție! Da? Avem dublura de 2 piciorușe duble. Mai departe. Mergem cu alt picioruș dublu. Da? În următorul și în următorul mai facem încă unul pe cel de-al doilea. Acum iar vom face dublură de 2 piciorușe duble. Da? Aici mergem și facem un picioruș dublu și în același ochi îl facem pe cel de-al doilea. Felul acesta. Da? În continuare 2 piciorușe duble. 1 și încă unul. Da? Felul acesta. Mai departe, voi face piciorușe duble trase. Și am 1 și încă unul. Da? Aici facem un picioruș mic și în următorul, ultimul picioruș mic. O să vedeți că aici o să vă rămână un ochi, nu-l băgați în seamă, mergeți în acesta de aici și faceți un ochi alunecat. Da? Aceasta este petala mică. Acum vă arăt cum mergem în continuare. Ce o să facem pe margine? 1, 2, da? Deci nu în acest ochi, atenție, în acesta. Merg și fac un ochi alunecat. Mai departe. 1, 2. Nu în primul, în al doilea.
1, 2. Nu în primul, în al doilea. Da? 1, 2. Nu în primul, în al doilea. 1, 2. Nu în primul, în cel de-al doilea. Și așa merg până sus, da? Și haideți să mergem. Continuare. 1, 2. La fel, da? Acum facem 1, 2 și ne băgăm în al doilea, exact aici, până în marcator. Da? Deci până în marcator. Scoatem marcatorul și facem în felul următor. Facem un ochi alunecat aici unde este marcatorul. Da? Acum punem 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Facem ochiuri alunecate. 1. În următorul îl facem pe 2. Da? Și pe 3 intrăm prin acesta și prin ochiul nostru. Și tragem pe aici un ochi alunecat. Da? Acum mă duc și fac ochi alunecat în următorul ochi. Da? Și ne iese acest vârf. Și mergem mai departe pe partea cealaltă. Da? Și facem iar 1, 2 și prindem nu în primul, în cel de-al doilea ochi. 1, 2, 1, 2. Facem 1, 2 și prindem în 2. Da? Mai departe. 2 și prindem nu în primul, în al doilea. 1, 2, 1, 2. Și mergem până în capăt. Deci, 1 și 2. Da? Acum merg aici în primul. Și fac un ochi alunecat. Aranjez bine sârmulița, aranjez bine și vârful, da? Felul acesta. Puteți să-i faceți mai multe frunze, da? Dacă vreți această frunză mică, puteți să o faceți cu mai multe croșete. Cum vă place vouă, da? Gata. Terminat-o. Acum o să iau bricheta și o să iau tot puful. Dacă vreți, puteți să faceți și cu placa, dar cum vreți voi. Eu această frunză o să o fac direct cu bricheta.
facem vârful în felul acesta. Uitați. Aceasta este frunzulița mea mică. Da? La frunza mare merg acum și fac tot 17 ochiuri de lanț, fac rândul 1 și rândul 2. Da? Și nu mai fac, nu mai bag sârma de la rândul 2. Deci fac rândul 1 și rândul 2 și apoi lucrăm împreună. Și acum am lucrat petala, da, mică, rândul 1 și rândul 2 fără să bag sârmă, da? Iar în vârf, aici unde am marcatorul, observați, am 3 piciorușe mici. Nu am piciorușul dublu tras în centru, da? Am 3 mici. Și acum merg cu rândul 3. O să bag sârmă la rândul 3. Fiind frunza cea mare, la rândul 3 bag sârmă. Da? Și mergem și lucrăm rândul 3. Și facem un ochi de lanț. Din primul o să fac picioruș mic. Da? În al doilea picioruș mic. În următorul, al treilea piciorul mic. Deci am 3 piciorușe mici. Mai departe merg cu 3 piciorușe duble trase. Da? Trec o dată. În următorul 2 și în următorul 3. Acum mergem mai departe. Facem piciorușe duble. Și am unul și încă unul. Acum facem dublură. Avem unul și mai facem încă unul, observați, în același ochi. Al doilea, da? Mai departe. În următorul, un picioruș dublu. În următorul, al doilea picioruș dublu. În următorul, am două piciorușe duble pereche. Unul și încă unul în același ochi. Mai departe. Două piciorușe duble fiecare în ochiul lui. Unul, da? Și încă unul în ochiul următor. Da? Acum facem o dublură de două piciorușe duble. În următorul. Și am unul și încă unul în același ochi. Da? În următorul, picioruș dublu. Atenție, decât unul. Da? Deci nu mai fac încă unul. Acum merg și fac picioruș dublu tras. Și am unul și încă unul în următorul ochi. Da? În următoarele fac piciorușe mici. Și am unul și încă unul în ochiul următor. În vârf, unde am marcatorul, voi face ce am făcut și la petala mică în vârf, când am băgat sârmă. Și fac un picioruș mic, iau pe croșetă odată și fac un picioruș dublu tras în același ochi, bag marcatorul, da, și mai fac în același ochi încă un picioruș mic, da, observați. Acum aranjez petala, blocăm sârma
aceasta o dăm pic pe dedesubt și o facem așa să nu zgâriem camera, da? Și mergem mai departe. Și facem unul și încă unul în ochiul următor. Deci piciorușele mici, da? Iau pe croșetă și fac piciorușele duble trase. Deci tot ce am avut pe partea cealaltă, acum se repetă. Da? Acum avem un picioruș dublu. Până aici fiecare în ochiul lui. Acum, în următorul, nu fac unul dublu, fac două duble. Da? Unul și încă unul în același ochi. Tenție mare. Da? Mai departe. Unul dublu. În următorul, al doilea dublu. Cum facem pereche? De două duble. Și avem unul și încă unul în același ochi. Da? Se vede. Mai departe. Două duble. Unul și încă unul. În continuare, iar o pereche. Unul și încă unul în același ochi. Da? În continuare, unul dublu și încă unul dublu. Acum avem trei piciorușe duble trase și facem 1, în următorul 2, în următorul 3, da? Și acum piciorușe mici. Avem 1, următorul 2 și în următorul 3, da? Acum firul pe dedesubt, da? Și băgăm aici în primul și facem un ochi alunecat. Felul acesta. Da? Mergem acum și facem la fel ce am făcut la petala mică. Și facem 1 și 2. Da? Și nu băgăm în primul, băgăm în cel de-al doilea. 1, 2. Numărăm 1 și în 2 prindem cu ochi alunecat. Da? Deci, 1, 2. Nu în, observați, nu în primul, în al doilea. Cu ochi alunecat. 1, 2. Nu în primul, în al doilea. Da, și așa mergem până sus. Să merg și eu un pic mai repede acum. Da, după ce v-am explicat. Da? La fel ca la petala de mai devreme, ne vine și aici 1 și în 2, da? Până în marcator, ne vine un ochi alunecat. Scoatem marcatorul și facem un ochi alunecat, da? Punem 1, 2 și 3. În primul, ochi alunecat. În următorul, ochi alunecat, da? Băgăm pe aici și prin ochi
și facem un ochi alunecat. Mă duc în următorul și fac un ochi alunecat. Da? Și acum pun iar 1, 2 și mă duc în ochiul 2. Și așa o să fac până în capăt. Da? 1, 2, duc și prind în 2. Eu am 5 culori, da? Și 5 fire de ortensie. Acum voi puteți să faceți câte vreți, da? Vor avea 10 fire de flori, să zic așa, câte 4 flori, firul. O să vă arăt cum din fiecare mărime, vă arăt în partea a treia unde voi face asamblare. Și am nevoie de frunzulițe, 2 mici și 2 mari, pun eu. Voi, dacă vreți să le faceți mai bogate, da? Puteți să le faceți mai bogate. Doi, acum 1 și aici este 2. Iar aici în primul facem ochi alunecat, da? Acum fixăm vârful, da? Și sârmulițele. Băgăm acest ochi și legăm foarte bine, da? Tragem firul nostru. Iar acum cu bricheta luăm prima dată pe spate. Aceasta este frunza mare. Deci eu fac 2 frunze mari la fiecare fir și 2 frunze mici. Observați, da? Deci am 2 mari și 2 mici. Da? Vă aștept în cea de-a treia parte, unde o să facem asamblare. Dragile mele, am încheiat și acest tutorial. Vă aștept cu drag la următorul tutorial să lucrăm din nou împreună.